rata anuală a inflației a scăzut luna trecută cu 0,3% și asta pentru că și asta pentru prima dată în ultimul an, potrivit datelor actualizate ale Biroului Național de Statistică. În septembrie au continuat totuși să crească prețurile la serviciile comunale și mâncare. Scumpiri s-au produs și în alte țări europene. Prețurile au continuat să crească în ultima lună în medie cu 1,43%, însă rata anuală a inflației s-a redus cu 0,32% în comparație cu datele din august și constituie 33,97%. Acest lucru se datorează faptului că ritmul scumpirilor e în scădere, adică în septembrie anul trecut prețurile creșteau mai repede decât acum. Timp de un an, cel mai mult s-au scumpit serviciile comunale cu 47,25%. În comparație cu prețurile de toamna trecută, mâncarea e mai scumpă cu 37,12%, iar mărfurile nealimentare cu 22,42%. Prețurile s-au majorat și în alte țări din Europa și regiune. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat timp de o lună în Turcia cu 3,1%. Urmează Olanda, Germania și Polonia cu majorări de prețuri de peste 1,5%. Potrivit Biroului Național de Statistică, venitul mediu al populației în prima jumătate de an era puțin peste 10.000 de lei și înregistrase o majorare cu aproape 15%, prețurile totuși au crescut mult mai repede.